acestea numai la restaurant Boccaccio, perfect pentru întâlniri de afaceri, mese festive, întâlniri romantice, nunți sau botezuri. Boccaccio, strada Golești, numărul 25, în incinta fostului restaurant Boulevard. Telefon 0740-111-271. Vă așteaptă în fiecare zi între 10 și 24 pentru o experiență culinară completă. Preparate rafinate, servire ireproșabilă și ambient elegant. Deatec Auto efectuează inspecții tehnice periodice la toată gama de autovehicule, dar și la motociclete. Singura firmă din Ploiești autorizată pentru această categorie. Servire promptă, prețuri avantajoase. Deatec Auto, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, numărul 340A, lângă spălătoria Harold. Telefon 0244 550 324. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Dragii mei, vă salut! Iată-ne pe toți împreună din nou în generația lui John. Astăzi încercăm să ne folosim talentele pe care le avem la dispoziție. Poate nu le-am descoperit, domne, nu știu cu ce se mănâncă, nu mă interesează, nu vreau sau nu am timp. În ultimul caz, e mai bine pentru că dacă n-ai timp, încerci să faci un pic de economie, mai las de colo, mai las de colo pentru ceva bun. Poate vrem să facem un handmade. Domne, ce e handmade-ul? Cu ce se ocupă el? Ce sunt abilitățile astea practice? Pentru că probabil mulți le-au făcut doar în clasele primare și memoria e de scurtă durată. Plus de asta, avem nevoie de un moment în care ne relaxăm. Astfel de activități ne pot face plăcere și poate și niște bănuți la un moment dat. Bun, alături de mine am două super invitate, aș putea să spun. E vorba de Ioana Drugă. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Prima dată în emisiune. Da. Și Luciana. Luciana, ce se întâmplă? Ești a doua oară în emisiune. Cum? Cum se poate? Bună ziua și bine te-am regăsit. Îți mulțumesc de invitație. Vreau să promovez și celelalte proiecte pe care Asociația For Young le-a făcut. Adică, domnule, este important frumos, vreau să promovez. E important să promovăm, e important să știe lumea de noi, să avem cât mai multe apariții și mai mult decât atât, ce ai vorbit în prima emisiune n-are nicio legătură cu ce vorbim acum. E vorba de For Young, da, dar mai mult decât atât de ce s-a întâmplat, ce o să se întâmple, toate nebunile astea. Deocamdată ne rezumăm la tine, Luciana, și la un istoric, o prezentare. Care a CV, domne? Sunt, m-am născut, fac asta, dreg, toate cele. Să spun eu atunci? Sau Ioana? Nu, nu, nu. Luciana, Luciana. Eu. Luciana, nu. Ioana, Ioana. Da. E greu până vă învăț. Și cu două fete în studio, nu, nu e atât de ușor. Mă numesc Ioana, vin din Comuna Mâneciu, din județul Prahova. Sunt studentă la limbi străine în anul întâi și în timpul liber mă ocup cu handmade. Ce înseamnă handmade? Croșetat, câte un pic de modelat, pastă Fimo sau string art pentru cei care... Da, intrăm în niște termeni tehnici, hai să începem cu handmade. Acum vreo 5 ani de zile mergeam în Sibiu, vedeam, domne, handmade, nici prea scumpe, nici prea ieftine. Acum și în Ploiești e destul de ușor să găsești un loc de genul ăsta în care produsele sunt și ieftine și accesibile. Când ai dat-o de handmade, de produsele practic făcute în mod manual? Eu lucrez cam din clasa a noua și m-am dezvoltat încet, încet, pentru că pe măsură ce lucrezi câștigi experiență și descoperi noi modalități și e un mod de a te relaxa și de a face ceva ce nu oricine poate să facă. Crezi că o activitate de genul acesta poate vinde? Poate vinde dacă asta îți dorești, dar
Sunt deja, este o piață destul de sufocată, ca să zic așa, pentru că sunt foarte mulți care fac handmade. Și, nu știu, pentru mine cel puțin nu este prima oportunitate. Care ar fi aceea atunci? Deocamdată sunt studentă, deci cea mai importantă ocupația mea este faptul de a merge la facultate. Iar pe viitor sper să lucrez în publicitate. Stai puțin, că spun niște lucruri atât de diferite. Facem ceva cu handmade-ul, suntem la facultate, vrem să lucrăm în publicitate. Se leagă într-un fel sau altul? Aș putea spune că lucrul pe care l-au în comun este creativitatea, pentru că toate necesită creativitate. Și... Na, nu, ai punctat foarte bine. Creativitatea pe care, din păcate, mulți tineri nu prea o mai au pentru că sunt obișnuiți cu prea multe studii, toate sunt la fel și să nu mai spunem de distracția care ea nu există cu adevărat. Gândește-te la cei care se duc în club, ei nu se distrează, ei doar consumă și încearcă să simuleze ceva anume, dar nu în acea direcție mergem noi. Deci, încă o dată, Iuliana, Ioana și Luciana, tu știi cât de greu, e foarte greu, mai ales că tu de fapt ai două nume și preferi Luciana. Luciana, am vorbit zilele trecute cu un fost voluntar, e vorba de un alt ONG, iar voluntarul respectiv a fost dezamăgit. Povestea e simplă, domne, nu se țineau de cuvânt, băgau niște bani în buzunar și mai mult decât atât, parcă eram un mic sclav acolo. Zim, din toate chestiile astea, cum îi contrazicem pe cei care sunt mai răutăcioși și cum aducem ceva prin ONG-ul ăsta? Eu sunt tare mândră să spun că reprezint Asociația For Young și suntem singura organizație din Ploiești care a organizat activități de tineret prin programul Tineret în Acțiune pentru tinerii din Ploiești și din zona rurală din Ploiești, oferindu-le posibilitatea tinerilor efectiv să vină și să se implice în activități. Încercăm mereu să facem cel puțin 3 proiecte pe an pe care le organizăm în România și încercăm de fiecare dată să implicăm și alți tineri în astfel de activități. Pentru ca la rândul lor să cunoască mediul non-formal și la rândul lor pot și organiza astfel de activități, se pot implica mai bine și pot dezvolta anumite abilități. Până la urmă, dați mai departe, asta am înțeles. Da. Dar n-a fost niciun voluntar dezamăgit, domne? Nu prea m-ați băgat în seamă. Mi s-a părut că n-am evoluat din niciun punct de vedere. Sau că m-ați muncit. Ia uitați, v-ați ridicat o casă și eu sunt același. Noi nu forțăm pe nimeni să vină în proiectele noastre. Toți cei care vin în proiectele noastre au anumite responsabilități, dar fac aceste lucruri și din plăcere. Există o temă pentru fiecare proiect, iar tinerii sunt invitați să participe dacă sunt interesați de tema respectivă. Și cunosc dinainte ce activități se vor face. În toate proiectele au asigurat cazare, masă, pot participa la activități. Nu îi costă absolut nimic. Pe tinerii care sunt... Nu implică niște costuri. Îmi place ceea ce îmi spui. Este o oportunitate pentru ei și dă șansa și celor care nu își pot permite și nu sunt constrânși de... Unde se oprește plăcerea? Unde spune voluntarul, gata, până aici, nu mai mult? Sincer, nu am avut situații din acestea în care voluntarul să zică nu mai vreau să fac, nu mai doresc să mă implic în activități. Am încercat în toate proiectele pe care le-am făcut să descoperim nevoile tuturor participanților, chiar dacă ei fac parte din organizația gazdă când ai mai multe responsabilități sau doar din organizațiile partenere, fiind participanți care se implică doar în activități, nu și la partea de organizare, foarte mult și am încercat să mulțumim pe toată lumea. Da, vezi că din când în când mai apare câte un voluntar și spune nu, nu-mi place și mai scrie și pe vreun blog, după care acumulează și foarte multe like-uri și Doamne ferește să se întâmple așa ceva. Din ce am citit eu, vorba aia, din documentația mea online, nu aveți răutăți la adresa voastră, ceea ce e bine. Ne bucurăm de acest lucru și sperăm... Să nu faceți zi următorul pas mai greșit. Într-adevăr, nu poți evita astfel de situații, pentru că întotdeauna nu poți mulțumi chiar pe toată lumea. Însă invităm pe cei care au plăcerea să se implice în activitățile pe care organizăm, activități de tineri,
majoritatea activităților sunt adresate tinerilor cu vârste între 16 și 25 de ani. După ce trecem de vârsta aceasta de 25 de ani, căpătăm un alt statut? Mă refer, dacă nu, suntem acesta un ONG. Este grupul țintă al organizației For Young, în general, majoritatea proiectelor pe care le desfășurăm. Ioana, cum ai descoperit ONG-ul ăsta? Mama a avut o legătură cu doamna Baciu, mama Lucianei, care conduce ONG-ul. Mi-a propus să particip la un proiect în Turcia și mi s-a părut interesant. Am spus că este o modalitate de a-mi exersa limba engleză, de a vedea locuri noi, culturi noi, și m-am alăturat. Să înțeleg că un tânăr are posibilitatea să și călătorească. Sunt și proiecte care se desfășoară în afară, sunt și proiecte care se desfășoară la noi, diverse. Sunt mulți tineri care nu pleacă din România. Ajung la 30 de ani și n-au văzut nici măcar Bulgaria. Adică eu cred că deja punem un plus, punem o bilă albă într-o astfel de situație. Da, este o oportunitate pentru orice tânăr și cred că fiecare dintre noi ar putea face parte dintr-o astfel de experiență, pentru că este ceva foarte interesant și oferă foarte multe satisfacții. La ce anume să nu se aștepte un voluntar atunci când se implică? Atunci când, nu știu, pleacă peste hotare, când își pierde zilele și nopțile pentru proiectul respectiv? Nu știu, probabil nu ar trebui să creadă că va fi foarte mult. De exemplu, pentru tinerii de la noi, cum ai spus mai devreme, ies în cluburi și atât. Așa. E bine, în aceste proiecte sunt și activități culturale și vizite la diverse monumente sau chestii de genul ăsta. Sunt serii interculturale și nu se rezumă totul numai la distracție, în sensul în care o văd tinerii de la noi. Deci noi trebuie să fim un pic mai educați. Dom'le, avem și distracție, dar una de calitate, dar și ne implicăm, muncim într-un scop nobil. Da. Despre asta îmi spui. Dar ce se întâmplă cu un voluntar care la un moment dat spune, eu aș dori să fiu plătit. Mi se pare că mă implic prea tare în proiectul ăsta și văd că, vorba aia, cad bani din cer. Eu cred că orice voluntar, atunci când alege să facă voluntariat, își dă seama că nu este sursa de, nu este o sursă de venit. Pentru că până la urmă asta se numește voluntariat, nu e plătit. Păi și ce facem cu toți tineri ăștia șomeri care bat din ușă în ușă și nimeni nu le deschide? Asta depinde de ei să se dezvolte și să învețe mai mult pentru a reuși să găsească o slujbă, dar voluntariatul nu este o sursă de venit. Luciana, ești de acord până la capăt cu treaba asta? Mare parte da, pentru că astfel de proiecte de tineret finanțate printr-un program pentru tineri, Tineret în Acțiune, nu oferă locuri de muncă tinerilor, însă le oferă oportunități de a-și descoperi, de a-și exersa anumite abilități. Spre exemplu, abilități de comunicare în limba engleză sau într-o altă limbă străină, de a-și exersa lucruri în echipă, de a ști cum să socializeze și cum să se comporte într-un mediu multicultural. Asta înseamnă cunoscând alți tineri și alți tineri de alte etnii. Părerea mea este că este foarte important în ziua de astăzi să știi să te comporți, să-l respecti pe cel de lângă tine, să știi că sunt poate niște limite pentru a nu-l deranja, priva de libertate? Da, pentru a nu-l deranja, pentru că poate este de altă cultură, are alte obiceiuri și în astfel de proiecte asta poți să-ți dezvolți. Bine, încă de la grădiniță învățăm să ne respectăm unii pe ceilalți, ceea ce nouă nu ne place, altora să nu facem, le știm ca și teorie. Dar ONG-ul ce face până la urmă? Accesează baza asta informațională pentru a ne ajuta să punem în practică tot ceea ce știm, dar nu facem. Cam asta este și te ajută să devii responsabil și mai organizat. Toate activitățile non-formale, de voluntariat,
te ajută foarte mult să devii responsabil și să, efectiv, să încerci să faci ceva practic. Nu mă refer la parte tehnică sau ceva. Cum să te descurci în viața de zi cu zi? Dezvoltă foarte mult, sunt activități care dezvoltă spiritul antreprenorial foarte mult. Te responsabilizează în căutarea unui loc de muncă. Îți dezvolți anumite aptitudini, abilități de comunicare sau de... Crezi că tinerii din România în acest moment, dacă nu sunt într-un ONG înscriși, au probleme de comunicare? Nu neapărat, dar am observat foarte mulți tineri care, dacă nu au fost implicați niciodată în activități de voluntariat, au anume reticență în a vorbi în public, în a socializa cu ceilalți, în a se adapta în diferite medii. Da, nu crezi că undeva pe acolo este și vina sistemului educațional? Care începe încă din clasa întâi? În mod normal, în sistemul educațional, educația non-formală de voluntariat ar trebui să colaboreze cu educația formală, ca să spun așa. Un parteneriat de succes. Hai că discutăm despre toate astea, dar după o scurtă pauză. Bună seara, iată câteva dintre subiectele pe care le puteți urmări în jurnal. Un bărbat din Vălenii de Munte se zbate între viață și moarte după ce s-a intoxicat cu gazul emanat dintr-o vidanjă. Acesta încerca să curețe utilajul, dar la un moment dat a leșinat și a căzut în rezervor. Inspectorii ITM au deschis o anchetă pentru a stabili dacă în acest caz este vorba despre accident de muncă sau nu. Incendiu în această dimineață la o casă de vacanță din Sinaia. Pompierii au acționat cu 3 autospeciale pentru stingerea flăcărilor. Intervenția a fost una dificilă pentru că locuința era construită în mare parte din lemn. Cel mai probabil incendiul a pornit de la instalația electrică. Paguba este de ordinul sutelor de mii de euro. Farmaciștii au făcut profit de pe urma epidemiei de păduchi din Ploiești. Pentru că cererea este încă mare, aceștia au dat comandă de noi produse împotriva paraziților. Unii ploieșteni au cumpărat preventiv un șampon antipăduchi, de frică să nu se trezească cu musafiri nepoftiți printre firele de păr. Domnii care vor să facă surprize deosebite de 8 martie pot alege șampania cu foiță de aur comestibilă și ciocolata belgiană împachetată sub formă de lingou. Acestea sunt comercializate pe internet de un ploieștean în vârstă de 50 de ani. Cei care sunt în căutarea cadoului perfect pot cumpăra inclusiv mini-lingouri din aur de 24 de carate. Cu aceste subiecte, dar și cu alte informații, vă aștept la știrile Prahova TV de la ora 19.30. Și am revenit, dragii mei, avem nevoie de educație, avem nevoie să ne implicăm, că dacă nu ne implicăm, ce mai facem? Stăm degeaba toată ziua pe Facebook, hai cu mașinile, hai cu troleu, hai peste tot, dar nu ne punem și noi un pic cu burta pe carte. Sunt totuși câțiva tineri care știu ce e educație non-formală, sunt câțiva care se și duc către ONG-uri și alții care vor, domne, să demonstreze. Luciana, da. Educație non-formală. Ca un dicționar vreau să-mi explici. Cu ce se mănâncă? Mă gândesc la un sandwich și acum îmi spui informația. Deci, despre ce e vorba? Este vorba de activități extrașcolare care se desfășoară într-un cadru organizat, având un program bine stabilit, în care sunt implicați tinerii în mod voluntar. Asta înseamnă că nimeni nu-i obligă să participe la astfel de activități. Aceste activități au teme de interes pentru tineri, pot fi incluse activități de socializare, de ecologizare, activități de sport, pentru deprinderea unor abilități artistice, origami, deco geometric, beatbox, breakdance, dans popular. Sunt câteva exemple. În astfel de activități non-formale există tânărul, participantul,
are posibilitatea să ia el cuvântul, efectiv să fie implicat, să ia inițiativa la discuții. A ajuns tânărul atât de bine în punctul în care, domne, eu vorbesc, restul trebuie să asculte? Aceasta este marea diferență față de educația formală, cea care se desfășoară în sistemul de învățământ, în care tânărul doar ascultă profesorul și așteaptă să îi se spună neapărat ce să facă sau așteaptă doar să ia cuvântul când trebuie. Mă refer la faptul că și în activitățile acestea non-formale tinerii participanți nu sunt singuri, ci activitățile pot fi coordonate de persoane specializate în anumite domenii, de traineri, de formatori. Am înțeles că mai nou există și conceptul de formator de formatori. Da. Adică, domne, eu te formez pe tine, care tu la rândul tău ești un formator. Nu avem nevoie. Avem nevoie, dar oare chiar suntem atât de capabili? Pentru că sunt prea multe concepte și încă nu sunt foarte bine verificate pe România. Adică, da, domne, știm, vorbim în public, le arătăm și altora cum să comunice, dar oare chiar suntem atât de buni pe cât spunem? Eu consider că da. Și este important și în România să se dezvolte, să fie un interes mult mai mare pe educație non-formală, pentru că în alte țări din Uniunea Europeană și din afara Uniunii, educația non-formală chiar este trecută la un nivel apropiat de... este, de fapt, la același nivel cu educația formală. Adică, domne, și matematica, dar și... Se colaborează, da. Și sunt incluse foarte multe activități extrașcolare pe care profesorii le preiau inițiativa și le desfășoară cu elevii din școli, cu elevi, cu studenți, pentru a-i motiva, pentru a-i implica mai mult, pentru a dezvolta creativitatea. Da, nu, sunt de acord cu tine. Nu sunt motivați tinerii din ziua de astăzi. Adică se duc la școală doar pentru că sunt obligați, pentru că dacă nu încasează câte o absență și la final sunt exmatriculați. Mai nou, domne, dacă părintele nu se interesează, se poate trezi cu dragul copilaș acasă pentru că nu mai are de ce se ducă la școală. Trebuie totul cu frică, cu frică de Dumnezeu, cu frică de mămica, de tăticu. Chiar nu se poate face ca un tânăr să meargă pe un drum bun de la început? Adică să mergeți cu ONG-urile astea până la ei, să le spuneți, băi, deci chiar trebuie să învățați, mai ales acum că puseai o facultate și să dai la sapă. Noi încercăm în toate proiectele pe care le facem, pe care Asociația Foniang le face, să încercăm să implicăm pe tineri în activități care sunt de interes pentru ei. Pentru că fiecare tânăr, eu consider că are o plăcere să facă ceva anume. Indiferent dacă este o activitate artistică sau îi place mult mai mult doar să socializeze, să vorbească în public, să joace basket, să... În astfel de proiecte, ei pot efectiv să învețe și de la alți participanți, să împărtășească din experiența lor și să-și dezvolte și mai mult abilitățile. Pot învăța chiar de la persoane care sunt profesioniste în... Da, eu zic că mai avem foarte multe de învățat. Suntem la început, chiar dacă internetul ne aduce dintr-o țară în alta orice informație. Ioana, cum stăm cu deco geometric sau ața în formă de artă? Cum să o numim? Este o tehnică prin care se realizează un tablou din o rețea de cuie pe care este pusă ață colorată, după cum puteți vedea. Deci avem nevoie de un carton sau de ce? De un lemn? Da, este o bucată de placaj pe care se pun cu ele, apoi se realizează această... Îi spun că e o chestie care ține de artă, de creație. Până la urmă, lucrurile astea au nevoie de valorificare. Nu doar spune, doamne, e simplu de făcut. Chiar discutam un pic mai devreme în culise, da, ne putem pricepe, dar nu e chiar așa. Trebuie să ai răbdare. E primul lucru. Am înțeles că totuși sunt mici chestii la mijloc care nu vă lasă să arătați procedura prin care, practic, tabloul ajunge în forma finală. Fiind înregistrată la OSIM, metoda nu poate fi dată mai departe. Păi dacă eu fac o plăcintă cu mere acasă și... Dom'le, nu e plăcinta cu mere inventată de mine, dar vreau să arăt cum se face.
E o tehnică atât de specială? Este o tehnică, după cum am spus, înregistrată la OSIM, cu drepturi de autor și nu poate fi dată mai departe. Da, ferească Sfântul mâine, poi mine, să înregistrăm cine știe ce gest de al nostru la OSIM și să nu mai avem voie să-l arătăm, pentru că, bă, nu, trebuie să dai mie bani și cu asta basta. La ce vârstă ai descoperit acest meșteșug? A fost descoperit de către părinții mei, cred că eu aveam undeva pe la 15-16 ani. 16 ani și deja ai început să produci bănuți sau doar făceai chestia asta din plăcere? Da, am câștigat și ceva bani. Eu am văzut pe internet astfel de creații, chiar și pe site-uri de licitații, și suma ajunge la 50-60 de euro. În condițiile în care 3 zile cel mult sunt necesare pentru a face așa ceva. Prețurile pe care le practicăm noi nu sunt chiar 50 de euro, pentru că 50 de euro este enorm pentru... Am crezut că o să spună, nu, sunt 1000 de euro. Deci mai puțin de 50 de euro. Am înțeles. Deci mai mici de 50 de euro, dar nu se pare că dacă tot coborâm prețul, la un moment dat zice lumea, hai domne, lasă-mă cu brățărica aia ce-i tu acolo, că nu mă interesează. Interesul încă există pentru această formă de artă, pentru că nu este ceva atât de comun în România. Nu, încă. Încă. Da, până când o să fie o explozie pe piață și toată lumea o să facă treaba asta, pentru că s-a auzit, domne, putem să câștigăm niște bani frumoși. Și atunci, or să fie câțiva, or să spună, bă, cel mai bun, care e cel mai bun de pe piață din România? Băi, am găsit, gata, la ăsta ne ducem, ceilalți mai ieftini. Dar ar trebui să reprezentați vârful. Așa zic eu. Dar, bun, așa totuși să explicăm. Dacă avem și ilustrația cu string art, pentru că despre asta e vorba în principal, ar fi bine să o și arătăm. Dacă nu, oricum, explicăm. Avem un lemn. Da. Ne trebuie un șablon sau cum? Da, un desen făcut dinainte, după care se așează cu ele. Desenul acesta se regăsește pe internet, este inventat atunci? Asta depinde de fiecare producător în parte. Noi ne facem propriile noastre modele. Deci... Observ că ești destul de secretoasă în discuția noastră. Nu vrei să-mi spui chiar totul. Nu vă spun, nu-mi place, nu. Lăsați secretul să fie la mine. Adică sunt foarte frumoase. Și pe cât de frumoase sunt, pe atât de puține detalii găsesc pe internet despre cum, care-i procedura. Unii spun că faceți așa, lață, fără probleme. Alții spun, nu, domne, trebuie să numere din două în două, trebuie să răsucească. Cum e? Este pentru fiecare model în parte, pentru că, după cum ați văzut, sunt diferite. Fiecare are tehnica lui. Și atunci... Uite că am găsit până la urmă pe YouTube ceva legat de această tehnică de string art, pentru a nu te certa pe tine nimeni pentru drepturile de autor. Avem chiar acum o ilustrație care ne spune așa, băbește, domne, cum pune mața, aici e vorba de orice alt model, da? Ne poți discuta în funcție de imaginile pe care le arătăm? După cum vedeți, cu ele sunt puse deja pe planșă. Da, planșa respectivă. Și... Ce repede se mișcă? Da, ceva cam repede. Pentru realitate. Ața trebuie dusă de la un cui la celălalt, însă nu neapărat aleatoriu, în funcție de ce model vrem să obținem. Există o anumită succesiune a pașilor. Și uite, ăsta este rezultatul final. Sau un alt rezultat. Da, uite, adică trebuie să apreciăm. Trebuie să și arătăm, pentru că știi ce se întâmplă? S-ar putea ca unul să stea până la 30 de ani să nu-și descopere talentul, pentru că alții au ținut în taină și în tăcere toată nebunia asta și le-a spus, băi, uite, bă, și eu puteam să fac chestia asta și îmi place. Dar nu mi-a spus nimeni că eu pot să pun cuie și ață și un lemn și să iasă o super afacere. De asta. Bun, crezi că, nu știu, pentru 2014, că zicem că 2013 mai un pic și te duce, de unde? Va exista o cerere pe piață? Una de-asta nebunească. Cum a fost cererea cu brățările handmade sau lănțicuri, cercei? Asta depinde de cum evoluează lucrurile și pentru noi piețele de desfacere sunt în general târguri sau diverse întruniri din acestea cu ocazia zilelor orașelor și atunci... Consider că cererea
este cam aceeași, ca să zic așa. Nu știu dacă se poate ca dintr-o dată să își dea lumea seama că e ceva extraordinar și să fie o cerere exagerată, să crească așa de la o zi la alta. Da, Ioana, spune-mi, tu crezi că e o chestie extraordinară, că faci o muncă frumoasă care merită apreciată? Da, este ceva unic, aș putea spune, ceva ce nu poate face oricine. Și ofer și oarecare satisfacție pentru că la final este un produs care atrage atenția și care poate crea plăcere cuiva prin simplu fapt că se uită și se gândește, uite, poate că eu nu aș putea face ceva asemănător. Asta e povestea până la urmă, e ceva unic, dă bine pe perete. Da. Deci dă foarte bine. Și prețurile, dacă spui că sunt atât de acceptabile, de ce să dăm bani pe un tablou de 2-3 mii de euro? Dar eu cred că or să crească prețurile, hai să vezi. Ușor, ușor. Pentru că unii vor veni cu niște invenții, cu niște creații cică și vor spune ăsta a fost atins de către X, ăsta de către Y. Și trebuie să coste mai mult. Nu neapărat că l-ai făcut tu sau l-a făcut altcineva. Nu se mai conteze decât povestea din spatele produsului. Că până la urmă vorbim de niște produse. Da. Și atât. Dar hai să terminăm cu partea asta. Nu că nu e de apreciat, Doamne ferește, dar să mergem un pic pe segmentul de creație și de publicitate. E un domeniu destul de întunecat în România cu publicitatea. Ia uzi, și că trebuie să luăm întâi publicitate și apoi vorbim despre ea. Pauză și revenim. Câștigă timp și bani plătind impozitele cu Visa. Plătește taxele și impozitele cu cardul tău Visa și până la 31 martie poți câștiga 5 premii câte 500 de lei zilnic și premiul cel mare, 50.000 de lei. Viața merge mai ușor cu Visa. Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Freeline Atsuro Fitness îți pune la dispoziție aparatură de ultimă generație. Cursuri de pilates, spinning, fitboxing, aerobic, gimnastică liberă și step. Toate pentru armonia ta fizică. Freeline Atsuro Fitness te așteaptă în sala din complexul Malu Roșu sau în sala din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. Aveți nevoie de servicii medicale prompte și de calitate? Policlinica Cuplată este oricând la dispoziția dumneavoastră. Cu 18 cabinete medicale de specialitate, aparatură de ultimă generație, Policlinica oferă zilnic servicii medicale profesionale. În plus, dispune de cabinete de medicina muncii, eliberează certificate medicale pentru obținerea permisului auto, indiferent de categorie, dar și pentru portarmă. Policlinica Cuplată vă așteaptă de luni până vineri pentru a vă oferi pachetul de siguranță și confort. În fiecare dimineață vrei să afli tot ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în jurul tău. Ziarul Prahova, cotidianul cu cel mai mare tiraj din județul nostru, te ține la curent cu cele mai importante evenimente în materie de politică, economie, social, cultură, sport și investigații. Cele mai noi știri sunt și online pe www.ziarulprahova.ro. Ziarul Prahova, liderul presei prahovene. Numele meu este Frank Smith. Bine ai venit în orașul X-Drive. Locul cu cele mai grele condiții atmosferice din lume. Ploaie, zăpadă, gheață, grindină. Uneori toate deodată. BMW X-Drive. Disponibil pe 70 de modele. Unul dintre ele este BMW X1. Finanțare în lei cu dobândă fixă 1,99% prin BMW Financial Services. ProLeasing Motors. Noul tău dealer BMW din Ploiești.
În fiecare luni seară de la ora 21, Cristi Notaru vă așteaptă la Prahova TV să faceți pressing împreună. Fiți pregătiți să jucați din primul minut. Nu rata altfelul de săptămâna aceasta. Îți descriem cu lux de amănunte paradoxurile acestei primăveri. Femeia mulțumită și onestitatea politicienilor și instituțiilor statului, niște SF-uri demne de Oscar. Dragoș Pătraru face radiografia unei relații prost gestionate în editorialul despre Băsescu și presă, din care ambele tabere ies șifonate. Demisia Papei are și o parte bună. Divinitatea se implică mai mult în viața românilor, pe care îi scoate din comă, inclusiv pesteliști, care bifează victorii în Europa League. Altfel, se eliberează fără rețetă în fiecare vineri de la toate chioșcurile Prahova Infopress. Pentru cei dependenți, recomand accesări zilnice pe www.altfel.ro pentru texte care nu vor vedea niciodată lumina tiparului. Am revenit în generația lui John, ne regăsiți și pe www.prahovatv.ro. Cum ați stat? Deja ajungeți în live, ce înseamnă asta că nu mai deschideți televizorul, ci direct pe desktop, pe laptop, pe ce aveți, ca să fie mai comod. Dacă ați pierdut vreo emisiune, nicio problemă, secțiunea emisiuni, emisiunea pe care vi-o doriți, de această dată generația lui John, și data normală a emisiunii, și găsiți absolut orice. Revenim la subiect, pentru că abilitățile astea practice nu sunt atât de ușor de dobândit, și dacă tot ai spus despre publicitate, îmi place, pentru că nu prea mai avem creativitate și ca să facem publicitate trebuie să impresionăm. Cum mai impresionăm noi publicul în ziua de astăzi? Spunem că mă interesează la culme, Ioana. Cred că pentru a impresiona trebuie să dăm dovadă de originalitate, de creativitate, bineînțeles, și probabil să aducem ceva în plus pe lângă toți ceilalți. 7-8 miliarde, cam așa suntem, din ce am înțeles. În cei 8 miliarde de oameni, câtă originalitate să mai ai? Eu cred că poți găsi de fiecare dată ceva nou, însă trebuie să fii sigur pe tine și să crezi că ideea ta este bună. Deci tu ai o idee în acest moment, cel puțin una, pe care nu a avut-o nimeni până în acest moment și nu vrei nici să ne-o spui nouă, ca să nu ți-o fure cineva, și crezi în această idee până la capăt. Da, eu te cred pe cuvânt. Dar pe urmă, dacă vei căuta pe Google, o să spui, uite-mă, că a mai făcut cineva treaba asta. Nu pot să cred, chiar am, dar n-a făcut-o în România. Tot e ceva, adică e un punct de plecare. Cum ți se pare publicitatea asta agresivă pe care o tot vedem? În momentul în care un brand se promovează, ca să mă înțelegi, nu știu, apare un radio după zi pe alta, vedem și în ziare și la televizor și în banere și în metrou sau în troleu, în ciofi, peste tot același brand. Nu te seacă treaba asta? Cred că publicitatea nu trebuie să fie multă, trebuie să fie de calitate. Adică nu trebuie neapărat să fie peste tot, să apară nu știu câte bannere și, cum ai spus tu, în toate locurile publice. Trebuie să fie un spot care să atragă și să demonstreze ceea ce produsul respectiv are de oferit. Da, mai e o problemă, că s-ar putea ca publicitatea să fie de foarte bună calitate, să aibă un mesaj, dar publicul să spună, dar ce a vrut ăsta, mă, să zică? Că nu înțeleg. Hai să vorbim un pic despre YouthPass, în momentul în care ne implicăm într-un proiect de tineret, sau cum e treaba? Orice tânăr care ia parte la un proiect organizat prin Tineret în Acțiune primește acest YouthPass, care demonstrează abilitățile obținute și faptul că tânărul a participat la proiectul respectiv. Acesta poate fi folosit, poate fi pus la CV, este un o foarte bună adiție la CV. Vorbiți serios, deci dacă pun chestia asta la CV, dă bine sau chiar mă ajută? Da, este o dovadă a voluntariatului pe care l-ai făcut și poate ajuta mai departe. Și poate angajatorul spune, ia uite, ăsta a lucrat pe Moca, ia să-l mai lucrăm și noi o leacă. Serios? Poate să gândească așa angajatorul. E și el constrâns de o situație de asta financiară groaznică și spune, păi, ia că le-au pus că 2-3 luni îl păcăresc. E muncit pe gratis, că o să te angajeze la un moment dat. Nu, Luciana, deja îți stă pe limbă ceva. Nu sunt chiar de acord. Păi nu trebuie să fii de acord în emisiunea asta cu mine. Trebuie să-mi ofer o replică. Zici, băi, John, nu-i bine ce spui. Angajatorul nu urmărește să nu te plătească sau faptul că ai făcut niște activități practice, gata, nu-l mai plătesc. Ci vede că ai avut o experiență practică
ai niște abilități care au fost recunoscute, pentru că YouthPass nu este doar un simplu certificat. Ce-ți scrie aici, ai niște abilități, ai fost în perioada cutare. Angajatorul știe despre astfel de manifestări? Adică poate să aprecieze la adevărata lor calitate? Da, aceste certificate sunt recunoscute de Comisia Europeană. Nu Comisia Europeană, angajatorul de rând. Angajatorul de rând, da, sigur. Este o dovadă activității de voluntariat. În orice CV apare și o secțiune în care trebuie să scrii abilități dobândite în activități extrașcolare. Activități în activități, inclusiv în alte la activități. Interviuri te întreabă, ai fost implicat în activități de voluntariat ai sau n-ai fost? Pe munca? Da. Și ce ai făcut în astfel de activități de voluntariat? Păi am niște copăcei. Nu neapărat. Nu, știi ce se întâmplă? Mie îmi place cum gândești, dar iar trebuie să te contrazic. Crezi tu că toți, sau majoritatea angajatorilor sunt atât de bine dispuși și așteaptă niște angajați, nu știu, cu fel de fel de pretenții? Știi cum e? Atât de mic este salariul, dar atât de multe trebuie să faci. Cu bine, asta în prima lună, iartă-mă, deci atât trebuie să faci în prima lună, după care începe să crească volumul de muncă. Dar vezi că salariul rămâne la fel de mic. Și dacă vrei, mergem așa prin oraș, ne plimbăm cu microfonul și întrebăm tinerii. Dom'le, unde ești angajat? Sunt șomer, dom'le. Sunt student. Dacă nimerești vreunul de ăsta care totuși e la costum, s-ar să spună, da, lucrez part-time, dar de fapt part-time înseamnă de la 8 dimineața până la 6 după amiaza și iau acolo vreo 6 milioane. Toate pentru o muncă de viitor, pentru calitate, dom'le. Merită și diploma și acel certificat. O să vină un angajator și o să mă aprecieze. Nu toți sunt așa. Angajatorul n-ar trebui să aprecieze doar ce scrie pe certificat, pentru că la orice interviu ești față în față cu angajatorul și ești pus în situații în care trebuie să știi cum să lucrezi cu alți colegi din echipă dacă te va angaja. În astfel de proiecte ai ocazia efectiv să intri într-un astfel de mediu cu tineri din alte țări și să experimentezi astfel de situații. Când faci schimbul ăsta de experiență, dacă îmi faci schimbul ăsta de experiență și vin străinii la noi, nu se sperie? Nu sunt șocați? Nu știu așa, de sistem. Poate se duc să-și cumpere un covrig. Și văd o tanti de aia. Ia, domne. Exemple. Dar nu atunci când totul este organizat, când tot este planificat și tot se așteaptă ca niște străini să vină pentru că e vorba de un ONG. Vine un turist în Ploiești, un turist care nu are cu son sau, domne, eu am venit să vizitez. Și e parcă ar părea de al nostru de aici. Rămâne șocat. Cât îi se ia la taxiu, cât de murdar e tramvaiul, cum se comportă vreo casieriță cu el. Și asta mi se întâmplă și nouă, nu neapărat unui turist. Foarte mult dintre aceste situații nu le putem controla. Însă, deși pot spune că imaginea României este oarecum pătată așa în străinătate. Mai ales acum cu această carne de cal. În majoritatea proiectelor pe care le-am făcut și am implicat străini, care poate au venit pentru prima dată în România, i-am implicat și în activități efectiv în comunitate, alături de alți oameni care nu se așteptau ca ei să vină și să discute împreună cu ei. Și sunt diverse situații în care au fost puși alături de cetățeni din comunitate. Spre exemplu, le-a fost cerut să ia interviu cetățenilor din comunitate pentru o anumită temă. Oamenii au fost deschiși. Nu pot spune că am fost noi norocoși. Depinde, eu consider, este important și cum abordezi pe cineva. Este așa, foarte așa. Important. Și în astfel de proiecte ai ocazia efectiv să exersezi acest lucru. Și cred că ai ocazia să înveți și pe ceilalți cu care interacționezi să se comporte mai bine atunci când, nu știu, participă la un interviu, sunt puși în ipostaza de a comunica. Ce vorba doar de comunicare la mijloc. Să fim mai buni. Adică mi-aș dori să mă duc până în Gara de Sud și să nu pot număra, de fapt să nu există oameni cu mâna întinsă. Să mă duc seara în Gara de Sud sau în aia de Vest, spre exemplu, și să nu existe oameni dubioși. Mi-ar plăcea. Nu cred că e atât de mare pretenția mea. Sau nu, toalete, apropo de toalete. Nici măcar toalete de-astea publice.
Doamne ferește, se întâmplă ceva, nu avem o toaletă decât dacă mergem până la sala sporturilor și acolo cu chiu cu voi. Nu e frumos să privim și realitatea? Bine, poate e doar realitatea mea. Unde vezi, mă, omule, că-s toalete peste tot, mă, și taxiul nu-mi ia prea mult, ba chiar zice, uite, drumul e pe gratis. Te-am băgat în ceață? Nu, pot spune doar din experiența mea, că nu numai în România se întâmplă acest lucru. Azi, da, serios, nu, și în alte țări. Da, mai ales în România. Să... Te duci în altă țară și uneori ți-e și teamă să spui sunt din România. Pentru că s-ar putea să ai un efect din ăsta negativ. Ah, din România. Da, dar pot schimba astfel corect. De mentalități. Și e important. Mai ales când te duci în Paris și vezi câți români sunt acolo. E important mai ales dacă străinii au o imagine... Cum e imagine? Proastă, nu știu cum să zic despre noi. Și că sunt niște oameni muncitori. Lucrăm în alte țări pe 1500 de euro în construcții. De dimineață până seara, suntem mulțumiți. Există și publicul ăla muncitor. Că mai sunt alții care abia așteaptă să facă niște lucruri dispărute, e partea a doua. Dar noi pe ăștia îi punctăm, din nefericire. Da, nici nu știu ce să spun în legătură cu chestia asta, pentru că sunt atât de multe secvențe negative care acoperă ce e bun. Avem lucruri bune. Mă rog, Ioan. Deci direct, ne schimbăm radical. Am înțeles că învățăm să croșetăm. Nu știu dacă mă înveți pe mine. Văd că ai două suluri de ață acolo, da? Da. Una este roșie, cealaltă este, nici nu văd. Galbenă. Mă rog. Ce facem cu ele? Păi, mai întâi se pune ața pe deci, neapărat trebuie să ne explici și pe scurt și să și înțelegem. Am văzut că, spre exemplu, pe Facebook au început oamenii să pună astfel de creații. Da, da, sunt peste tot. Nu chiar peste tot încă, dar hai să nu, poate unii oameni nu știu sau sunt curioși. E o chestie destul de dificilă sau cum? Nu, e destul de ușor. După ce punem ața prin ochi și l-am tras. Da, știi cum e? Ceva de genul este, învăț să vorbești limba română, dar vorbesc direct pe cuvinte, nu silabisesc, nimic. Adică, omule, am luat o chestie care se numește într-un fel anume... Se numește croșetă. Așa, nu știu. E vreo problemă? Nu știu. Dar înveți tu, o să ai bucuria să... Bă, eu i-am zis că e croșetă. Când îi văd un ac acolo, na. Așa. Și apoi fiecare ață se trage prin acest ochi. Și de fiecare dată se creează un fel de lănțișor, se numește. Așa. Și se continuă. Sim? Apoi se strânge lănțișorul și se face un cerc. Toate chestiile astea se întâmplă live, adică mai ales dacă mai vedem oameni care au astfel de activități, să înțelegem că au o muncă serioasă, doamne, adică nu stau degeaba. Păi, se dă după croșetă. Se dă după cum se spune? Croșetă. Adică se... Prin spatele croșetei sau cum? Așa, da. Băgăm croșeta prin cerc și facem încă un ochi. Și pentru o minunăție mai... Cantitativă, cam cât timp aloci? Acum depinde de model, depinde de viteza de lucru, pentru că nu fiecare are aceeași, adică în funcție de cât de mult lucrezi, poți să fii mai rapid sau poți să fii mai încet. Există tehnici, modele, trei pe spate, două pe față, dă-i în stânga, dă-i în dreapta. Da, bineînțeles, sunt foarte multe. Sunt mii de modele. Fiecare face după cum vrea. Și cam cu cât ar trebui să se vândă un produs, nu știu, de 5 pe 5? Depinde acum ce vrei să spui prin produs de 5 pe 5. Bă, creație, domnule, am o creație și e un mileu, e o chestie infimă. Cât costă ea? De exemplu, eu fac niște broșe, cam tot 5 pe 5. Așa. Și dau 20-15 lei. Luciana, tu știi să faci așa ceva? Eu nu știu. Mi-ar plăcea. Interesat? Eu sunt interesată și spre alte activități. Eu încerc foarte mult, fiind reprezentat al Asociației For Young, să le ofer cadru tinerilor care sunt interesați de astfel de aptitudini artistice pe care să și le dezvolte, să le ofer cadru în care să poată învăța și experimenta astfel de activități. Cum a fost cazul proiectului Aoruț, pe care Asociația For Young
l-a organizat în România în septembrie un proiect pe meșteșuguri, pe promovarea meșteșugurilor. Despre care am și vorbit. Despre și... unul dintre ele a fost și decogeometric, pe care Ioana l-a coordonat. Cadrul activităților a coordonat 35 de tineri să învețe, să lucreze, să-și creeze chiar propriul tablou. Foarte multe activități și spun că ar trebui mai bine punctate. Am spus că exista și un flash mob, da? Un flash mob acum ceva vreme. Da. Cu ce a fost el? Dacă l-avem pregătit, poate îl și arătăm, îl și discutăm. Este vorba de... flash mob-ul este o formă stradală și s-a desfășurat Asociația For Young l-a organizat prin proiectul Coral Blind, care a fost a avut ca temă cultura romilor. Acesta s-a desfășurat în centrul orașului Ploiești anul trecut. Am vrut foarte mult să atragem atenția asupra diversității culturale și să încercăm să combatem stereotipurile față de tinerii de etnie romă. Până la urmă suntem cu toții oameni și trebuie să ne apreciem așa cum suntem. Unii sunt mai răi, alții sunt mai buni și românii și aia. Important e să comunicăm. Asta vreau să punctez în emisiune. Chiar nu-mi place momentul în care avem acele mituri. Domne, uite-te la el, nu vezi cum e îmbrăcat sau de ce culoare. Nu! Astea sunt chestii foarte greșite. Mă bucur de flashmob. Spune care a fost feedback-ul. Au fost foarte impresionat, publicul a fost impresionat pentru că au fost tineri din 6 țări participante. Au fost din Israel, tineri de etnie romă, din Israel, din Turcia, mai exact curs din zona Van, din Turcia, din Egipt am avut tineri, din Italia, din Georgia și din România. Eu nu mai fusesem implicat efectiv într-un flash mob. Am încercat foarte mult să atragem atenția și prin costumațiile pe care le-am purtat. Costumații de specifice etniei rome. Noi am fost extrem de bucuroși și a fost ceva unic în România să participăm la evenimentele organizate de Ziua Internațională a Romilor pe 8 aprilie. Am fost invitați la Caravana Romilor, am mers împreună cu participanții în cele 6 țări și ne-am implicat dansuri, muzica specifică culturii rome. Luciana, dar tu te-ai cam plimbat așa, adică mai pe românește, nu mai contează, că nu e vorba de discriminare, e important să călătorim, e important să promovăm. Vezi tu, sunt câțiva tineri care poate sunt un pic... Neapărat, nu sunt răutăcioși, sunt ofticați, sunt geloși, sunt... Doamne, eu de ce nu? Adică, cam, totuși presupun că există niște costuri pentru tine atunci când te deplasezi. Nu pot să cred că e chiar totul pe gratis. Pentru deplasare în alte țări, da, dar proiectele sunt finanțate prin Comisia Europeană. Activitățile, vizitele culturale sunt asigurate de organizația gazdă. Noi colaborăm cu multe organizații din străinătate. În momentul când suntem invitați, achităm doar, să spun, 30% din costurile de transport, ceea ce este ceva avantajos pentru un tânăr care pentru dorește tânăr care să... totuși are ceva bănuți strânși. Da, dar 30% nu știu și-ar fi permis, spre exemplu, singur să meargă sau să achite... E un ajutor și trebuie și acesta la rândul lui să fie apreciat ca atare. Mai există încă un proiect, The Other Tour, din ce am înțeles? Da, este un alt proiect pe care Asociația For Young l-a organizat în România. Un proiect care a avut implicați 40 de tineri din 8 țări. Din Polonia, Slovacia, Turcia, Cehia, Letonia, Italia și Lituania. A fost un proiect axat pe promovarea dansului popular vechi. Noi am avut o colaborare foarte bună cu Clubul Seniorilor din Homărâciu. Aceștia ne-au învățat, ne-au oferit oportunitatea să participăm la ateliere meșteșugărești coordonate de ei. Vedeți aici poze de la reprezentația de dans.
de 1 iulie din Parcul Schiulești, din comuna Izvoarele. A fost ceva inedit pentru oamenii care au asistat la reprezentație, pentru că efectiv direct în comunitate am ales să nu urcăm pe scenă și să invităm chiar la dans pe oamenii care au fost prezenți acolo. Am prezentat o suită de dansuri din toate cele 8 țări partenere, suită de dansuri pe care le-am învățat, le-am exersat în cadrul zilelor proiectului nostru. Văd oameni fericiți acolo, văd oameni care petrec, oameni care sunt plini de energie. Nu se întâmplă chiar de fiecare dată treaba asta. Sunt proiecte care, domne, mergem, ne simțim bine, dar cam atât. Uite, veselie, la iarbă verde, la noi în România, nu trebuie să plecăm în alte țări. Vedem și tineri, și oameni de vârsta a doua, și a doua spre a treia, cred că văd acolo. Nu ne este rușine și trebuie să promovăm. Și apoi, mai ales să vedem că alții vin cu steagul la noi și spun, uite, uite de unde venim. Pot spune că am încercat să creăm un pod între generații, între tineri și seniori. Și nu s-a rupt acel pod? Nu, deci am fost chiar uimiți, deși poate eram reticenți înainte, probabil diferența și de vârstă, de mentalitate, că va fi o piedică în desfășurarea activităților, dar tinerii străini și români au fost tare impresionați de cum am reușit să colaborăm cu seniorii de la Clubul Seniorilor din Homorâciu. Asta pentru că aveți niște comunicatori foarte buni, niște oameni care știu unde anume să țintească. Nu mergem așa la plezneală și credem că lucrurile vor fi în regulă. Nu e frumos. Bun, Ioana, eu am auzit că tu, dar e o sursă foarte sigură, ai un blog. Și da, e un blog din ăsta pe care tu scrii despre cum e afară, ce mai vedem la televizor, ce film e bun și ce film nu e bun, ci despre un blog nișat, adică pe activitatea asta de handmade, și mă întreb cum îți merge, cum ai început, dar foarte pe scurt. Am început acum câțiva ani cu câteva poze cu ceea ce lucram și am continuat să public. Nu chiar în fiecare lună, pentru că nu îmi permite timpul, dar pe măsură ce mai am creații noi, le public acolo și cei care le văd, dacă sunt interesați, comandă, dacă nu, pur și simplu admiră și e un mod de a mă exprima. Să înțeleg că există și această posibilitate de a îți dori acel produs și de a intra în posesia lui. Da. Foarte, în sfârșit, blogul ajută la ceva. Care-i blogul? jolijoli.blogspot.com. Pare că dacă zici așa de repede nu o să se înțeleagă. Deci cum? Încă o dată, joli... jolijolie.blogspot.com. Și are joli, jolie, nu are o cratimă ceva? O liniuță la mijloc. O cratimă, .blogspot.com. Da. Sau .ro. Bun, bun, bun. Vezi, Luciana, blogul tău? Site-ul oficial al Asociației For Young este www.4y1g.ro. Te-ai pregătit de acasă, recunoaște că te-ai pregătit de acasă. Nu. Și are o secțiune de blog? Nu avem secțiune de și blog. Că nu se optimizează cum trebuie. Nu e bine. Trebuie mereu să aduceți niște informații noi, să aveți o platformă, un WordPress, un Blogspot, că, doamne, suntem în era tehnologiei. Uite, acolo e unde... o idee, o să încercăm. Neapărat. Sau un blog al tău, personal. Poate ai ceva ce nu aparține acestui proiect, dar care merită să fie etalat. Ce zici? Da, cum avem cu toții conturi de Facebook, doamne, e păcat rău. Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost prezentă în emisiune, mai ales Ioanei, Ioana care, mi se pare că faci multe lucruri și nu ai spus, tu ai spus doar despre croșetat, despre această artă cu ață, tu vrei să stai în tăcere, am înțeles, vrei să termin cu facultatea și să impresionezi apoi, să ai un mare boom, în timp ce Luciana neapărat și-a pregătit site-ul ca la carte și a spus în gurița mare, domne, acesta este blogul, nu altceva. Vă mulțumesc foarte mult și vouă celor care v-ați uitat la această emisiune, vă aștept și mâine. Mâine încă nu am, deci este ziua femeii, e ziua mamei. Cum? Ziua femeii? Nu e cu ziua, e cu ziua mamei, dar na, vrem noi să fim mai comerciali. Ne auzim mâine de la 16:45. Până atunci, numai bine, pa, pa!
Freeline Atsuro Fitness îți pune la dispoziție aparatură de ultimă generație. Cursuri de pilates, spinning, fitboxing, aerobic, gimnastică liberă și step. Toate pentru armonia ta fizică. Freeline Atsuro Fitness te așteaptă în sala din complexul Malu Roșu sau în sala din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. Aveți nevoie de servicii medicale prompte și de calitate? Policlinica Cuplată este oricând la dispoziția dumneavoastră. Cu 18 cabinete medicale de specialitate, aparatură de ultimă generație,